toată inima lui. Zi și noapte citea și se ruga și zicea, Doamne Dumnezeu, descoperă Sfânta Scriptură. Băiatul acesta nu primise Duhul Sfânt. În zona unde trăia el, fratele nostru, era un Sfânt al lui Dumnezeu, care Sfântul ăsta al lui Dumnezeu a luat foarte multă bătaie pentru credință. Credințul trecut. Până între acolo, Sfântul ăsta așa trăia pocăința și așa era omul lui Dumnezeu, că Sfântul acesta era vas de lucru cu descoperiri extraordinare. Vasul acesta de lucru, când s-a dus la bătaie, înainte de a pleca acasă, a zis așa, Doamne Dumnezeule, din nou mă duc la bătaie și nu mai pot. Dacă intervii tu, nu știu ce să mai fac. Sunt chiar una cu pământul. Te rog, îndură-te. Și Domnul mi-a vorbit la prorocul personal și a zis așa. Astăzi le vedea mâna dumneavoastră lor. Când s-a dus acolo, când colonelul de securitate a ridicat mâna să lovească, mâna i s-a uscat. Aleluia. I s-a uscat și a trăit și nu știu dacă nu cumva și acum trăiește colonelul. I s-a uscat mâna. Pentru că i s-a uscat mâna și a spus că s-a uscat mâna la colegii lui, nu s-a luat din mână. Tinerul nostru despre care vorbim când a auzit de lucrul acesta, el mărturisea mult despre botezul cu Duhul Sfânt, semn de stăruință unde se ducea și își punea mâinile, fratele nostru, prorocul, își punea mâinile peste tine, peste cine vrea, peste oamenii care vreau botezul cu Duhul Sfânt și Domnul boteza cu Duhul Sfânt. Se cunoștea tinerul nostru de care vorbim cu fratele de care vorbim, cu prorocul. Dar atunci nu erau atâtea mașini și telefoane. Dar cumva, cumva, prorocul i-a trimis vorbă la tânăr și a zis, spune Vasile să vină până la mine, cam să-i spun ceva din partea Domnului. Vasile al nostru era undeva la țară și era la coasă. Când a venit mesajul, a trimis un copil cineva, din frate, așa, e vorba de vreo 20 și ceva de ani, când a primit mesajul, a primit pe sare, era la coasă. De bucurie că îl cheamă Sfântul Dumnezeu, când a zis aleluia, a aruncat coasă de după aia, nu mai găsită. Mult timp a căutat după aia, că n-a văzut unde a căzut. De bucurie. S-a dus repede pentru că era pensărat. Nici n-a, s-a spălat și de bucurie că ajunge în seara aia și primește botezul cu Duhul Sfânt, așa și mărgea el. De bucurie aia, a ieșit pe ușă și a închis ușa și după ce a făcut 3-4 pași pe scară, ce credeți că s-a întâmplat? Duhul Domnului a venit în mintea lui și a zis, nu te duci la Dumnezeu. El s-a smerit. S-a întors repede, a deschis ușa, dar când a deschis ușa, s-a pus pe genunchi, pentru că acum nu mai putea să stea pe genunchi așa, și a pus fruntea pe pardosea și a zis așa. Nici n-a apucat să zică el ceva, dar Duhul lui Dumnezeu, așa cum spune fratele, i-a pus în gură cuvintele acestea. Doamne Dumnezeule, eu sunt un copil, pe mine oricine mă poate înșela. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, păzește-mă de orice plan de ajutor. Amin. Pe mine oricine mă poate înșela, păzește-mă că eu sunt copilul tău și nu mă lăsa. A simțit că rugăciunea nu este de la el, dar nu este așteptată, a închis ușa și a fugit. Se întuneca așa pe timp de vară, a venit un camion. Deci o mașină foarte rară. Nu era o mașină mai rară, ca acum. A venit un camion și a zis șoferul, mă, zice, eu mă duc pe acolo, dar n-am unde să duc decât sus în camion. Și zice, să-ți spui un ecopor, că să nu te duc unde mă duc eu. Și a zis, nu-ți face probleme, a zis copilul. S-a dus, l-a dus, a coborât și ca să ajungă la proroc acasă, s-a făcut întuneric, a mers vreo 6-7 km peste un câmp, pe jos, de la drumul principal și s-a ajuns la proroc. Când a ajuns la proroc, prorocul avea casa așa, cum e aici, în fereastră, cu geamurile jos, era aproape 12 ceasul. Când a ajuns la proroc, s-a dus, a bătut la geam, becul era prins, a bătut la geam și când a bătut la geam, prorocul a dat pe dealul o parte. Deci vin, nu vine așteptat. Bucuros la masă, nu? Copilul, tânărul, fratele, Vasile a zis așa, acum, hai să ne rugăm să primești și eu Duhul Sfânt. Zice, m-am rugat pentru tine și ți-am găsit o fată. Vasile a fost tu, fratele, pentru că încă nu era în el confirmarea faptului că Duhul Domnului a luat controlul minții lui și că el lucrează în viața lui, a fost întristat la maxim. Dar pentru că îl venera pe proroc, aproape că îl venera,
Și că îl iubea așa de mult, a rămas și acesta așa, mai, e omul lui Dumnezeu, eu la oamenii lui Dumnezeu, la Sfântul acesta, nu pot decât să mă supun. Ce să fac? Mă duc și mă căsătoresc. Dar în inima lui era durerea că primea altceva. Și a zis așa. Dacă, zice, în noaptea asta mergem acum la tatăl fetei și vorbim. Era distanță, trebuia să mergem cu mașina, să meargă cu mașina. Și a zis așa, băi, dar de unde mașină la noaptea asta? Și zice, nu-ți face probleme când ne descurcăm. Dar când să se roage, a zis așa. Înainte de a începe rugăciunea, a zis așa. Ca semn că lucrarea este la Domnul, adică căsătoria ta cu fata fratelui, m-am rugat să ajungi noaptea, la miezul nopții, la mine la ușă, la mine la geam, la poartă. Și tu ai venit noaptea și asta e de la Dumnezeu. Dar tânărul Vasile era zdrobit în inima lui. Și a zis, bun, să ne rugăm. Și s-a rugat. Și când a început rugăciunea, prorocul a avut prorocie. Acesta este locul, am pregătit de la începutul lumii, de la întâlnirea lumii, e binecuvântarea pe care îți o dau, și așa mai departe. Dar când s-a terminat rugăciunea, tânărul acesta, Vasile, inspirat de Domnul Dumnezeu, a zis așa, te rog, hai să citim și un cuvânt din Scriptură. Dar știi cum să citim? Zi dumneata de unde să citesc, eu deschid și citesc. Și zice, bine, deschide, unde se deschide, citește în partea stângă jos. Când a deschis Biblia, fratele Vasile, tânărul nostru, a citit acolo așa, Iisus este vândut. A fost și mai zdrobit, tânărul nostru. Du-te și căsătorește-te, că când te rogi Domnului și zice, Iisus este vândut, tu du-te și căsătorește. Dar pentru că avea în el o teamă duhovnicească și de respect, un respect deosebit pentru fratele ăsta, a plecat, dar Dumnezeu m-a zis, Doamne, fă cumva, scapă-mă, că parcă mă simt ca într-un crește, nici nu vreau să mă căsătoresc, nici nu cunosc pe fata așa bine, nici nu știu, văd mi-s o dată de două, nu știu ce-i cu ea și eu nu mă lăsam. Când a ajuns acasă după 12 și ceva, nu știu ceva, când a ajuns la fratele care avea fata, a zis, fata mea acasă e misiune și nu s-a întors. Ăsta până a ajuns slăbit să fie rog. Și zice, rămâi la noi. Și rămâi mâine la biserică. Și după amiază suntem toți aici și stăm de vorbă. Dar a doua zi, în adunare la fratele Vasile, era cina. Și copilul ăsta a zis, aud, vin când vreți dumneavoastră, cum vreți dumneavoastră, dar mâine dimineață. La ora 6:20 este tren înapoi spre casa mea și eu de la cine am fost învățat să nu lipsesc. Și nu lipsesc. Tatăl fetei păstor a zis, bă, mă bucur că ești așa tânăr. Eu te duc dimineața. A dus la tren, s-a dus la cină, s-a dus la cină să nu lipsesc. Că cine mă scapă de voi. S-a dus la cină, toate lucrurile frumoase. Toate alea, luni primește vestea că duminica are loc nunta. Deci a fost așa, Vasile. Îngenunchiat de tot. Deci el a fost duminica asta, dimineața a plecat de acolo, luni seara primește vestea că duminica următoare, într-o săptămână de zile, are loc nunta. Fratele nostru Vasile a fost zdrobit de tot. Ce credeți că s-a întâmplat? Nunta a avut loc. Dar mirele n-a fost Vasile. Mirele a fost altcineva. Da, nunta a avut loc. Vasile nu s-a căsătorit. Fata s-a căsătorit, dar cu altcineva. A trecut timpul și într-o seară, la o seară de rugăciune, cu mai mulți frați, a fost la seara de rugăciune și fratele nostru tânăr Vasile, Și prorocul a prorocit. Și prorocul a avut lucrări și lucrările au fost de la Domnul. Dar când s-a terminat seara, fratele nostru Vasile s-a dus la el să stea de vorbă cu el.
Și când a început discuția, prorocul a zis așa: te rog frumos să mă ierți. Am stat de vorbă cu tatăl fetei și el te-ar fi vrut ginere. Iartă-mă că am fost ispitit și am făcut așa ceva. Vasile, fiind tânăr, a început să fiarbă sângele în el și a fi vrut să facă ceva ce nu trebuia. Dar când să facă ceea ce nu trebuia, Duhul Domnului i-a adus aminte de faptul că l-a întors înapoi în casă și a zis așa: Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în mijlocie. Și a adus aminte de rugăciunea pe care a făcut-o cu capul pe coapă sa, când a zis: eu sunt un copil, scapă-mă de planurile vrăjmașului și nu mă lăsați să mă plecă. Nu mă lăsați să mă șer. Și dintr-o dată starea copilului acesta lui Vasile s-a preschimbat și a zis: te iubim cu toată inima. Și știi de ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu m-a ferit. Rugăciunea, îmi dau seama acum, că rugăciunea pe care am făcut-o în ziua aceea când am venit la tine, a fost mijlocirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pentru că n-am știut ce ați făcut. Și Duhul Sfânt m-a scăpat. Știți ce s-a întâmplat? Prorocul a trecut la Domnul și la Domnul a ajuns. Să știți că la Domnul a ajuns. Dar tânărul acesta, dându-și seama că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a scăpat, s-a dus. Când a fost la spital, l-a căutat. S-a dus cu mâncare. S-a rugat cu el. S-a rugat pentru el. A mijlocit și a stat înaintea Domnului așa din toată inima. Și Dumnezeu i-a dat o putere deosebită și l-a făcut să înțeleagă că și prorocul e om simplu, fără Duhul lui Dumnezeu, și predicatorul fără Duhul lui Dumnezeu e om simplu. Și Duhul lui Dumnezeu e tot. În toți. Și noi suntem oameni. Dar când a murit, i-a pus mâinile pe piept. Trei zile a fost la el, la mâncare, la privei. A fost în ziua mâncării lui. Și a murit ca un sfânt omul acela. Și copilul trăiește și iubire cu ta, e că să gândim, pentru că Duhul lui Dumnezeu, prea iubiților, El ne dă înțelepciune. Plinătatea cu Duhul Sfânt ne dă înțelepciune și de ce? Trebuie să fim oameni ai lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să fim oameni ai lui Dumnezeu. Nu ne-a venit să fie Dumnezeu. Dragilor, să nu dați vina pe nimeni dacă nu sunteți să vă oprească. Să nu dăm vina pe nimeni dacă suntem de rușine. Să nu dăm vina pe nimeni dacă suntem cum ne-am îndepărtat de Domnul Iisus Hristos. Dacă sunt în viața dumneavoastră încercări pe toate compartimentele vieții dumneavoastră, țineți minte un lucru. Să știți că într-o zi dumneavoastră care sunteți încercați pe toate planurile, ați avut momente în care ați fost în locul prea sfânt. Și m-a năbut și mei. Și a stat de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu, din locul prea sfânt, s-a îndrăgostit de dumneavoastră pentru că prin Duhul Sfânt a intrat odată în locul prea sfânt și El s-a îndrăgostit și a rămas îndrăgostit, chiar dacă noi nu mai suntem în locul prea sfânt. Ne-am îndepărtat prin neascultarea noastră. Vreau să vă spun în seara asta numele Domnului Iisus Hristos. Să vă reamintesc următorul lucru. Dumnezeu este același. Amin. Și din locul prea sfânt ne așteaptă pe toți. Amin. Acesta este Dumnezeu. Mărit să fie Dumnezeu. Amin. Fie seara aceasta doar cu Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Dumneavoastră cunoașteți. Și Domnul să vină cu atât. Amin. Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Să vină Domnul se arată. Te iubesc cu iubire, de aceea îți păstrez. Dumnezeu este în locul prea sfânt și ne așteaptă pe toți care ați intrat în locul prea sfânt. Să știți că focul va arde până când vă veți întoarce. Toți, pentru toți parte. Până ne vom întoarce și vom începe într-adevăr dialogul cu Tatăl nostru din ceruri. Mărit să fie Dumnezeu. Amin. Dumnezeu și Dumnezeu. Amin.